Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru surpriza de zilei, să vedem ce noutăți sunt astăzi în viața de zi cu zi, în planurile importante ale vieții de zi cu zi. Și ca să fie puțin mai personalizată această citire, etalare, o voi face în trei variante, să vedem energiile acestei zile. Care ar putea fi pentru astăzi, la ce noutăți sunt pentru profesie, carieră, pentru relații, pentru câștiguri. Astăzi este o zi în care un el din viața voastră poate juca un rol important, un partener. Ori îl veți cunoaște, ori acest partener se gândește la voi, vă face vreo. Sunteți în așteptare, poate unul dintre voi visați. Visați la o revedere, la o întâlnire cu un partener și el la fel, sunteți gând la gând cu un partener. Pentru unul dintre voi poate fi surpriza aceasta pentru voi. Sunteți în așteptarea unei întâlniri cu un bărbat din viața voastră, cu un partener. Sunteți gând la gând cu acesta. Pentru altele poate să fie că vă e dor de cineva, vă e dor de un partener. Vin vești, așteptați-i la vești astăzi. Vești neașteptate. De o dragoste, de o întâlnire, dar să știți că, totuși, pe surpriză, astăzi, neașteptat, așa, aflați de persoane care nu sunt tocmai favorabile vouă sau vă vor dezamăgi cu ceva. Niște persoane, exact, pot apărea vești. Văd că aveți aici această tulburare, această așteptare, această anxietate, neliniște. Poate veni legată și de o ceartă cu un relat, cu un partener sau de o despărțire. Pentru că acest bărbat ori nu se hotărăște ce vrea cu voi să facă, ori e posibil să mai aibă pe cineva. O clarificare posibil să o faceți astăzi, să vă dați seama de adevăr. Pentru unele poate să fie că partenerul nu e că vă înșală, pur și simplu nu e decis el să-și facă o relație serioasă sau nu e decis să se căsătorească, spre exemplu, vrea să o mai lălăie, să zic așa, în relație, să mai copilărească, nu e încă sigur că poate face față relației până la capăt, adică nu-și vrea să-și asume responsabilitate sau posibil la unele dintre voi, o să vedem ce apare la varianta aleasă, să fie vorba și de un trio. Sau, mă rog, mare pe cineva. Poate voi v-ați separat, v-ați despărțit, dar el și-a găsit pe altcineva. Voi sperați la o împăcare, dar el poate că deja într-o nouă relație. Haideți să vedem cum va fi astăzi veștile. Noutăți. Văd că sunteți pe gânduri. Astăzi veți reflecta la niște probleme. Veți găsi soluții. Nu vă grăbiți. Astăzi este o energie în care văd că căutați cea mai bună soluție. Poate și pentru a vă schimba profesia sau pentru a vă pune în practică niște planuri, pentru niște proiecte. Văd că sunteți creativi, sunteți artiști, căutați soluții pentru a crește, pentru a vă, să spunem așa, pentru a vă duce profesia la un nivel superior sau relația chiar aici. Poate fi vorba și de romantismul care îl aveți voi într-o relație și căutați soluții pentru a vă duce relația la un nivel superior. Haideți să vedem astăzi cum va fi pentru prima variantă. Vedem cum va fi pentru cea de-a doua variantă. Vedem cum va fi pentru cea de-a treia variantă. Vedem astăzi surprizele care vin. Așadar, prima variantă este varianta pietrei roșii, a doua variantă, varianta pietrei verzi, a treia variantă, varianta pietrei albe. Alegeți varianta cu care rezonați cel mai bine și să vedem la varianta aleasă ce pot dezvălui cărțile de oracol. Să încep cu prima variantă, varianta roșie, pietrei roșii. Wow! Astăzi aveți o zi foarte spornică, aș putea să spun, cu noutăți. Deci, pentru profesie, carieră, foarte posibil să apară o noutate pentru voi. Să apară, nu știu, că vă schimbați ceva la servici, că schimba serviciu, că vine vreo ofertă. Este un succes astăzi, o veste. Vă caută cineva, vă propune cineva ceva, faceți acte, schimbați sediu,
schimbați firma, faceți noutăți în profesie, carieră, sunteți într-o noutate. Sunteți într-o reușită prin această noutate, o energie nouă, creativ poate, sau chiar lucrați de acasă, ceva nou, începeți ceva nou, să lucrați acasă, vă vine vreo idee, ceva, e un miracol astăzi care se poate petrece legat de profesie, carieră, printr-un nou proiect, printr-o nouă noutate. Pentru relații aici vă văd că aveți niște prietenii, sunteți prietenoasă, căutați energia unei prietene, poate vă duceți pe la ea, la o cafeluță, vă invită la o cafeluță, ieșiți pe undeva, poate vă simțiți într-o noutate, poate apare o împăcare, poate apare o prietenie nouă, ceva vă dă armonie, vă dă bucurie, vă dă fericire. Și văd că și legat de relații, de bani, banii îi câștigați poate și printr-o persoană care este îndrăgostită aici, poate fi o persoană îndrăgostită sau sunteți voi îndrăgostite de munca voastră, sunteți o persoană generoasă. Aici puteți primi daruri poate și de la o persoană generoasă cu care vă întâlniți, poate fi o prietenă, poate fi o colegă, văd că șefă, cineva, văd că aveți niște revedere astăzi pe surpriză care vă aduc reușite. Deci aveți astăzi ca și concluzie pentru ce vă doriți voi astăzi, aveți rezolvări. Poate ține și de o întâlnire, poate ține de o împăcare, poate ține și de un contract. Deci astăzi vă văd aici cu bani, cu câștiguri, voi munciți astăzi cu seriozitate, poate mai atentă la detalii. Posibil că sunteți și bârfite, poate, unele dintre voi, legate de câștigurile voastre materiale, ca și cum ați câștigat banii, cineva vi oferă, să zic așa, pentru că sunteți voi o persoană frumoasă, să spunem. Posibil că apare scandal aici, sau e vorba de gelozia cuiva, invidia cuiva, dar nu vă afectează, văd că ori vă povestește la vreo întâlnire prietenă cu care vă întâlniți, vă spune de vreo un scandal, ceva, de vreo bârfă, dar în general văd așadar ziua de astăzi cu noutăți, cu vești, cu daruri, cu cadouri, cu seriozitate munca voastră, cu spor. Văd aici că primiți sfaturi sau oferiți sfaturi, văd că primiți daruri serioase, că cadouri care vă fac plăcere sau oferiți niște cadouri cuiva care, pentru care se bucură această persoană, pentru darurile care le-ați primit, le primiți sau le oferiți, e bucurie astăzi, așadar armonie și chiar poate apare noutatea unui contract sau unei noi joburi, noi case, ceva se schimbă în viața voastră. Haideți să vedem varianta numărul 2. Cu ce noutăți vine astăzi varianta pietrei vase? Wow! Astăzi este o zi foarte bună, să știți. Deci, o fi marți, dar este marți cu 3 ceasuri bune. Dacă nu ar fi bune, vi le faceți voi bune, că văd că vă folosiți oportunitățile, aveți niște oportunități, aveți un noroc. Noroc neașteptat. Să ai norocul pe care vi-l faceți voi, pentru că vă văd că sunteți într-o așteptare. Aveți speranță și speranțele voastre se pot împlini. Astăzi este o zi în care puteți primi bani. Este o zi a energia banilor. Câștigați bani. Banii vă pot veni și din urmă. Vă vin vești din urmă de niște bani. Se reînnoiesc niște contracte la muncă, spre exemplu. Aveți succes la muncă, aveți spor. Vă vin veștile care le așteptați, că vă vin banii care îi meritați, că voi sunteți într-o noutate, într-un succes de bani, de câștiguri, de profesie. Crește poate venitul. Văd că și legat de relații, voi apăreți aici într-o așteptare, într-o veste care o așteptați sau persoană și ea poate veni. Vă așteaptă cineva, poate că e vorba și de cineva care voi aveți o întâlnire fixată cu cineva și această persoană trebuie să știți că vă așteaptă, apare pentru voi astăzi o întâlnire sau cunoașteți pe cineva, voi așteptați poate să vă schimbați, să zic, starea de singurătate printr-o nouă cunoștință și e posibil astăzi să apară, fie cu ocazia unui eveniment, fie unui drum. Ceva neașteptat se întâmplă în viața voastră, deci vă văd aici cu un succes neașteptat, cu bani, cu poate apărea chiar o propunere în căsătorie pentru unele dintre voi sau un parteneriat, un contract, o afacere, ceva de succes. Speranțele voastre se pot împlini, văd că vine pe neașteptate o ofertă, un noroc. Orică îl faceți voi prin această speranță care îl aveți, orică el apare pe neașteptate, cumva vine și un noroc. Și una și alta poate veni și un rău neașteptat. Deci este o zi în care speranțele se pot împlini, visele se pot împlini, îndrăzniți să visați,
Deci că sunteți cu vise multe, poate să plecați la mare, să plecați într-o vacanță, să vă duceți undeva, să vă întâlniți cu un partener, să vă împăcați cu cineva sau să vă ieșiți cu undeva, doar voi cu partenerul, să vă bucurați de bucuria întâlnirii sau de tot ce aveți voi aici. Vă văd într-o energie foarte norocoasă. Deci astăzi este o zi cu miracole, cu noroc, cu succes și pentru a doua variantă. Hai să vedem varianta numărul 3. Cu ce vine astăzi această variantă? Wow, deci astăzi chiar poate fi o zi extra... varianta numărul 3 este varianta pietrei albe. Săream peste varianta pietrei albe, repetam varianta pietrei roșii. Probabil energia variantei roșii se regăsește cumva și la celelalte variante, din la varianta a treia sau... E ceva care mai corespunde aici din speranțele voastre în varianta pietrei roșii. La varianta numărul 3, varianta pietrei albe, este o zi în care văd că totuși aveți, aveți și speranțe, dar aveți și melancolie. E o zi așa cu sușuri și coborâșuri aici, poate și din cauza unei persoane care nu e sinceră. Aici văd, poate legat de o relație, poate legat de sănătate sau legat de afacerile voastre. Văd aici că ceva vă dezamăgește, dar păstrați-vă speranța. Văd că speranțele vă dau soluții. Văd că veți avea o reușită. Ca și concluzie, primiți sprijinul cuiva. Și la voi apare un miracol, un noroc, care poate veni și printr-o persoană sau printr-un copil, chiar prin gândurile voastre. Speranțele voastre cumva se pot împlini. E ca și cum gândești că vei avea noroc și cumva norocul se manifestă. Gândești că vei avea o bucurie și va fi. Poate nu cea de mai mare bucurie, dar ceva văd că creșteți încet și sigur. Sunteți într-o perioadă de creștere. Clarificați ceva cu voi, astăzi poate clarificați ceva cu cineva. Vă descoperiți un talent, poate. Faceți o călătorie, poate unele dintre voi pe naștere. Poate s-ar putea să aveți și o consolare, o aventură. Apare cineva care își oferă, să zic așa, sprijinul sau, mă rog, vă curtează, vă invită pe undeva, vă ajută cu un sfat, vă sprijină într-o problemă, într-o tristețe, poate într-o singurătate sau chiar într-o hoție poate fi aici. Ca și cum voi sunteți într-o dezamăgire că cineva v-a promis ceva și nu s-a ținut de cuvânt și apare altă situație, altcineva care se va oferi, poate să vă ajute, să vă sprijine, să vă rezolve problema. Pentru că văd că totuși creșteți, văd că totuși aveți rezolvare reușită cu toată această inamiciție sau discuție, că voi păreți aici într-o tristețe poate și legată de o înțelegere legată de job, spre exemplu, de servici. Orică nu aveți un job, orică nu vă mulțumește jobul, orică acolo la job poate apărea o discuție cu cineva, o neînțelegere cu cineva și vă cam întristează, dar speranțele văd că sunt să se schimbe ceva, să creșteți, să depășiți această situație de tristețe, de ceartă, de inamiciție, de minciună poate. Posibil asta, să descoperiți și minciunea cuiva, dar pe de altă parte vine o altă consolare, un alt sprijin. Văd că un bărbat joacă un rol important pentru voi, poate fi un bărbat generos, un bărbat mai matur sau o persoană mai cu, aici poate fi o persoană cu bani, cu o anumită poziție în societate, care are un cuvânt în societate, sau e pe partenerul vostru care astăzi are așa momente de suișuri și coborâșuri. Vă și dezamăgește, dar apoi vine și vă și consolează, sunt speranțe. Pentru altele poate apărea pur și simplu o aventură cu cineva, poate mai cu bani, persoană mai cu vârstă, dar nu este decât o aventură, adică poate de aici apar și dezamăgirile, pentru că vă veți da seama că această persoană nu își dorește o relație serioasă, ci mai degrabă își dorește să obțină ceva, să se bucure de bucuria momentului și atât, sau are alte planuri în care voi nu sunteți și voi vă faceți speranțe, dar bucurați-vă, să zicem, doar de ce, vă veți bucura doar de ceea ce vă oferă pe moment. Sunteți într-o perioadă de creștere, mai învățați ceva despre voi, despre relații. Astăzi pot apărea vești legate și de copii, de ceea ce, orică, poate pentru unele tristețea vine și legată de un copil, că descoperiți că sunteți însărcinate și nu prea aveți această energie a bucuriei pentru... Dar până la urmă văd că sunt speranțe să se vă bucurați sau
O clarificare o veți face astăzi, cumva și voi văd aici că sunteți într-o clarificare cu speranțe, văd că sunt speranțe de o vacanță, să vă împliniți un vis, un vis pe care voi poate era de mult planificat și îl uitați și acum revine. Sunteți creative astăzi, creativ, dar într-adevăr îi apare această energie a unei discuții, a unei neînțelegeri care ține de o persoană dezonestă, o persoană nesinceră sau o persoană dușmănoasă, dar până la urmă cu încredere în voi și cu speranțe, văd că găsiți soluții să depășiți. Cam asta e din ceea ce văd și la această a treia variantă, așadar, piatra albă. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine și astăzi să aveți o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!